mă duc eu mâine, când mă duc în oraș, domnule, eu fost domn deputat. Nu că a făcut, n-am făcut. Domnule, când? S-au spus multe. Haideți să fim sinceri. S-au spus multe, a spus la populație și în primul rând a spus așa. Dispus, când vine domnul președinte la Consiliul Județean, a spus, domnul președinte este omul cu bani. Da, acum ne izbim de niște lucruri, a rămas, da, 2 miliarde care se începem. Domnule, hai să începem niște proiecte. Deci cum? Acum așteptăm să mai treacă un an, doi și nu le avem începute? Haideți să ne începem ca să le avem la anul începute și finanțăm proiectele. Păi și face. Da, nu vă spărați. Deci dați-mi un răspuns să-l puneți clar la populație. Cum? În Barabas, să știți, sunt oameni care sunt oameni cinstiți, sunt oameni care muncesc, sunt oameni care au capul pe umeri. Și stă-și uite, domnule, iar... Ați văzut pe departe că a ieșit domnișoara Petrescu și a spus că lipsesc 600 ceva de milioane. Eu când am mers la București, a fost la Botoșanu Micuțoiu, la întoarcere, din întâmplare, mergeam la București și am mers cu omul respectiv și îmi spune, că pe drum am vorbit, un alta vorbește cu omul. Și îmi spune, băi, pe lea, 2014, mi ajung pe 2 miliarde. Deci de anul trecut, știa omul că avea o socoteală făcută. Vine domnișoara și deja spun că lipsesc 600 ceva de milioane în 3 luni, să vede treaba că o să lipsească 3 din bugetul României, vorbesc de România. Deci deja lipsesc. Venim la Consiliul Județean. Eu doar presupun că este așa. Deci nu o lasă de bună pentru că este presa în țară, să apară că ce spun eu este din interior Consiliul Județean. Consiliul Județean, dacă dumneavoastră, prin consilierul Luciana Rușoaie, care face parte din Comisia de Buget Finanță, arată care sume, atenție mare, care sume la dispoziția lui, atenție domnul Turcan, ale Consiliului Județean, care sume, cât o fie de mică suma aia, eu vă promit că a șasea parte din sumă ajunge la Tarabat. Ca să ne înțelegem foarte bine, da? Dacă are 6 miliarde, eu vă promit că fac, plec în partid, dacă nu-mi dă un miliard care nu-mi scuvine și mie la colegii mei. Poate dă Dumnezeu și prindem astea două. Deci atenție că am spus aici un lucru important, da? Deci pentru asta ne batem. Prima oară când vedem că sunt bani, ne batem sub domnul și noi, mă rog, aproximativ a șasea parte, nu suntem absurd, ceea ce ar trebui pentru Tarabat. Atâta timp cât, repet, nimeni n-a primit. Despre ce vorbim aici? Când trebuiau 2 miliarde la Tarabat, suntem de acord cu dumneavoastră. Să merge, aplicăm pe port. Dacă aplicăm pe port, atunci trebuie să venim cu component, cu bucățica efectivă a primăriei de Arabat. Primăria de Arabat trebuie să ducă, dacă nu are să-și facă credit efectiv, ca să-și ducă bucățica la definire, scoată la banii la Uniunea Europeană. Deci cam așa stau lucrurile. Eu rămân surprins că la nivelul dumneavoastră de consilier orășănești, mi-este foarte greu să cred că nu înțelegeți. Vreți să o manipulați, să o întoarceți așa dintr-o dată, domnule, totul e la pixul Surcanu și nu prea. Ei, nu e așa. Dar nu are de mulți, domnule. Deci nu s-au greșit cu 10 miliarde la Tarabat. Nu s-au greșit, nu m-ați înțeles. Deci, au spus un domn primar aici cu nevastă mai mult bani. Și am zis că nu cred. Aveți documente în față, tot de fapt. Dar nu, documentul în față și semna, domnul primar. Semna așa o rubrică. Valoare licitată, da? Aveți, valoare încercată de contată, vă luați rămas. Și este cineva mai mult? Poftim? Nu știu. Uitați-vă la alea trei localități care Durmești cu mărul domnul Surcanu, dacă vă spun ceva? Nu, dar ce legătură are? Mihălășeni. Ați văzut cum primim mai mulți bani? Ca uitați la localități, dacă vreți, dacă la mers și vreți să mă uitați. Ați văzut că au primit mai mulți bani decât valoarea proiectului. Da, uitați-vă în față. Dacă au primit, eu nu cred așa ceva. Da, uitați-vă în față. Și este ilegal. Vă le-am dat în față. Totuși, la cetățeni ce le spun? Acum am răspuns. Domnule, este foarte simplu, domnul Ește. Și le spun eu din opoziție. Dar nu e opoziție. Voi aia se vorbiți. Dacă nu ați voie să dau o replică, domnul Ește, probabil că dacă gamaia e tronat, mergi împreună și acum trebuie să răspundeți împreună. Da, da, da.